Clubul de fotbal Politehnica Timișoara a fost reorganizat sub forma unei societăți pe acțiuni, menită a deveni mult mai atrăgătoare pentru mediul de afaceri din zonă. Astfel, Universitatea Politehnica Timișoara, în calitate de membru fondator al Asociației Clubul Sportiv ASU Politehnica, a aprobat constituirea societății pe acțiuni cu denumirea Societatea Sportivă Universitatea Politehnica Timișoara SA, pe scurt SSU Politehnica Timișoara. Societatea a primit certificatul de înregistrare, iar acum se așteaptă eliberarea certificatului de identitate sportivă de la Ministerul Tineretului și Sportului și apoi afilierea la FRF, astfel încât echipa să evolueze din noul sezon sub noua formă de organizare. E un proiect de suflet al Universității Politehnica, indiferent de cine e rector, și așa cum ține mișcarea sportivă, că se cheamă atletism și punem la dispoziție pistele de la știința, că se cheamă not și, am ținut deschis bazinul în toată partea de pandemie cu costurile aferente, sau că sprijinim și alte sporturi, știți foarte bine, avem campion național pe zona de scrimă, avem aproape 300 de juniori la fotbal, deci pe lângă asta, bineînțeles, principalul sport recunoscută Politehnica este fotbalul. Această societate pe acțiuni vine din nevoia noastră de a găsi formula în care echipa Politehnice să devină o echipă a comunității. Să devină așa cum Universitatea Politehnica, în întreaga ei activitate, a fost motorul acestui oraș, acestei regiuni. Este momentul ca și echipa și clubul de fotbal să încerce să preia această onorabilă și grea sarcină de a reprezenta la un cât mai înalt nivel fotbalul din această parte a țării. Începând fotbalul aici la Timișoara, întotdeauna am avut de gând ca cumva să ajut la revigorarea fotbalului în Timișoara din toate punctele de vedere și oferindu-se această posibilitate, am acceptat cu drag, dar în același timp am spus-o și colegilor mei din Consiliul de Administrație. Am venit pentru că mi s-a expus un proiect pe termen mediu-lung în care Timișoara să redevină o forță în fotbalul românesc. Este un vis al meu de când în Timișoara n-a mai existat fotbal de nivel foarte mare și sper ca toți cei implicați în fotbal sau în sportul în Timișoara să se implice în acest proiect. Din Consiliul de Administrație al SSU Politehnica fac parte Viorel Aurel Șerban, președintele ASU Politehnica, Liviu Cădariu Brăiloiu, prorector UPT, Cristian Româniță, Sașa Moza, vicepreședinția Idrucheriei, Cosmin Contra, fostul internațional polist, Gheorghe Iova, om de afaceri, și Dușan Filipaș, fost conducător al clubului de rugby Timișoara Saracens. Acționarii fondatori ai noii societăți sunt Asociația Clubul Sportiv ASU Politehnica în proporție de 90% și Asociația Idrucheriei în proporție de 10%.